Conform unei hotărâri de guvern, taxa de gunoi la depozitele conforme este de 80 de lei pe tonă, spune ministrul mediului Grațiela Gavrilescu, ceea ce nu înseamnă o scumpire la populație. Populația dorește colectare selectivă a deșeurilor. Prin toate întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții cetățenilor, pentru că lucrul acesta îl doresc de fiecare dată, să putem să fim transparenți și să pot să comunic și să facem dezbaterile așa cum trebuie, este că cetățenilor vor, în schimb, să li se pună, cetățenii doresc să li se pună la dispoziție toate, să zic așa, toate mijloacele, mă scuzați, astfel încât ei să poată să colecteze selectiv. Adică pungi pentru separate, pentru hârtie, pentru sticlă și așa mai departe. Operatorii, în schimb de salubrizare, trebuie să înțeleagă că și dumnealor trebuie să-și desfășoare activitatea și că trebuie să facă exact ceea ce scrie la lege, astfel încât la groapă să ducem cât mai puțin și să putem să ducem deșeul curat, protejat, inclusiv de către cetățean, în locul de la care el a pornit. O să cer, și v-am spus puțin mai devreme, o întâlnire și cu ANRSC, cel care avizează tarifele către populație, astfel încât să poată să urmărească și să poată să verifice exact fundamentarea pe care dumnealor o fac la ANRSC și prin care ei cer mărire de tarif. Bineînțeles că mărirea de tarif este făcută în urma și se fac conform normelor, conform unei anumite formule și se iau în calcul mai mulți factori, iar hotărârea aprobarea respectivă a formulei de calcul se va duce în consiliile locale, deși consiliile locale își trebuie să discutăm cu OAT-urile, astfel încât să nu dea posibilitate decât în urma unui control extrem de riguros ca acest tarif, numai dacă este fundamentat, să se modifice către populație. Dar eu vă spun și din experiența proprie ca în administrația publică locală că influența taxei la groapă în tariful către populație nu este normală. Operatorii de salubritate au anunțat deja însă viitoare scumpiri ale taxei plătite de populație. Prin întâlnirile pe care noi le vom face, să fie extrem de atenți, pentru că nu înseamnă tarif ridicat la populație. Iar dacă dorim să trăim într-adevăr într-un mediu curat și dorim ca și România să se alinieze tuturor țărilor europene și nu numai în ceea ce privește managementul deșeurilor, este că și noi trebuie să tindem undeva spre anii 2020 la deșeu zero. Gunoiul zero înseamnă ca valorificarea, colectarea și reciclarea deșeurilor să fie făcută integrat, iar mai apoi să fie folosită ca materie primă pentru industrie. Sunt țări în care taxa la groapă este extrem de mare, tocmai ca să conștientizeze populația și toți factorii implicați în gestionarea deșeurilor, că ele trebuie să devină, trebuie să producem deșeu zero, deci el trebuie să fie produs.